La inițiativa prefectului de Timiș Mihai Ritivoiu, europarlamentarul Maria Grapini va participa pe data de 13 iunie la evenimentele dedicate Zilei Eroilor de la Timișoara. Voi participa ca de fiecare dată la Ziua Eroilor, când sărbătorim și înălțarea. Eroii nu trebuie uitați niciodată și trebuie să le aducem un omagiu nu numai de ziua lor, ci în fiecare zi prin faptele noastre. Să privim cu respect către trecut, către eroii noștri, cunoscuți sau necunoscuți, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, la Revoluția din 1989, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei, a credinței, pentru întregirea neamului, libertatea și demnitatea poporului român. Să ne înclinăm cu recunoștință și respect în fața memoriei celor care s-au jertfit pentru marile aspirații ale națiunii române, a precizat eurodeputatul Grapini. Evenimentele dedicate Zilei Eroilor de la Timișoara vor debuta joi dimineață cu întâmpinarea oficialităților, prezentarea onorului, salutarea drapelului de luptă și intonarea imnului național al României la cimitirul eroilor din Calea Lipovei. De asemenea, va avea loc slujba de pomenire a eroilor, depunerea de coroane, gerbe și buchete de flori la Monumentul Eroilor Revoluției din decembrie 1989 și Monumentul Eroilor Români din primul și al doilea război mondial, defilarea gărzii de onoare, Sfânta Liturghie de Înălțare a Domnului, dar și alocuțiuni ale oficialităților. În fiecare an, Ziua Eroilor este celebrată odată cu sărbătoarea creștină a Înălțării Domnului la 40 de zile de la Sfintele Paști, evocând memoria celor căzuți de-a lungul veacurilor pe câmpurile de luptă pentru credință, libertate, dreptate și pentru apărarea țării și întregirea neamului. În această zi, în toate catedralele, bisericile, mănăstirile, cimitirele, troițele și monumentele închinate eroilor din țară și din străinătate sunt oficiate slujbe de pomenire. De altfel, eroii neamului sunt pomeniți la fiecare sfântă liturghie.